Prieteni, bună ziua! Suntem aici în fața la Ministerul Afacerilor Interne și aici un domn protestează. Bună ziua! Bună ziua! Dacă puteți să ne spuneți din ce cauză protestați și ce problemă aveți? Sunt din raionul Cahul, satul Zârnești. Deci la adresa Procuraturii Generale, cât și la Ministerul de Interne, am pus sute de cereri. Unde am solicitat să verifice legalitatea dosarilor false la comandă. Am suficiente și incontestabile probe că aceste dosare sunt false. Deci, conducerea Ministerului de Interne nu a examinat nicio cerere de acordare a audienței cu mine. Ieri, protestând în fața Ministerului, secretarul Ministerului mi-a promis că astăzi voi fi primit în audiență de doamna ministru, la ora 10. Deci eu am refuzat să protestez în continuare, am strâns tet, astăzi la ora 10 m-am prezentat la Ministerul de Interne, unde era fixat data și ora. Însă tot acel domn mi-a spus că nu voi fi primit. Deci eu solicit și în continuare, sunt invalid și nu voi pleca din fața Ministerului de Interne și din fața procuratorii atâta timp cât procurorul general nu va examina cererile mele în mod obiectiv și să-mi dea răspuns și de organul de urmărire penală să fie examinate probele. În mod, este organul de urmăriri, cât și procurorul, este obligat să verifice și să analizeze toate probele și să-mi dea răspuns în scris. Și persoanele care au furat banii de pe contul meu să fie trase la răspundere. Deci dumneavoastră vă s-a extras de pe cont, da, 250.000 de lei. Și 13.000 de euro. Și 13.000 de euro. Iată, e scris aici. Și uitați și fotografiile hoților. Dar de unde așa bani dumneavoastră? Am lucrat peste hotare în Grecia. Am lucrat în Grecia. Și vă s-au extras din cont din ce motiv? Dar nu știu dumneavoastră, când am adus, banii erau scoși cu un pașaport ex-sovietic din 1980. Deci, închipuiți, eu atunci am mers cealaltă, urcam, trăiem în raionul Cahul. Eu m-am căsătorit, am făcut buletin moldovinesc. Că nici mă, că au murit și nu mai avea, nici părinții mei nu au mai avut. Păi și totuși, din ce motiv vă s-au scos bani? 250.000 de lei și 13.000 de euro. Deci contabila șefă o recunoscut acest fapt. Și Moldova Agroimbank o recunoscut. Și mi-a promis că banii vor fi puși pe cont. Până astăzi nu sunt puși. Am înțeles. Și iată, aici e tot mesajul, da, care dumneavoastră, da, îl aveți față de ei, cei care v-au extras banii din cont. Da. Și protestați aici, văd că v-ați pus și chiar să înoptați aici, în fața Ministerului Afacerilor Interne. Dar este pentru prima dată când noptez aici. Da, eu sunt invalid, domnule, și rog pe doamna ministru să mă primească în audiență și ei la control plângerile mele și să-mi dea un răspuns obiectiv. Nu am nevoie să mă favorizeze cu nimic. Este alb să-mi pui alb, este negru să-mi pui negru. Nu vreau atât Procuratura Generală cât și doamna ministru să examineze probele care nu au fost examinate nici din organ de urmărire penală. De ce să refuz acest lucru? Eu am dreptul să știu pentru ce. Corect. Din ce motiv s-au luat banii? Da, astăzi vreau. Deci acele probe confirmă cum ei au scos banii de pe cont. Și cei de la minister ce vă spun? De ce nu vă primesc în audiență ca să vă răspund? Vă spun că ieri m-a rugat domnul secretar ca să renunț la grevă. La grevă? Da, eu l-am ascultat, m-am dus, am dormit la gară, în frig, afară gării, pe scaun. Numai ca să îndeplinesc, să nu zic că am vreun motiv, adică să mă răzbun sau ceva. Am mers la asta. Când dimineața am venit, m-am pregătit cu toate documentele să fiu auzit de doamna, ministru, așa cum mi-a promis ieri. Însă acest nu a fost. Da. Acest lucru nu s-a întâmplat.
La Procuratura Generală am scris peste 400 de, de asta. Cere. Da, să vă arăt. Este o rușine mare, domnule, că în Procuratura Generală stau așa, procurori. Carolina Vidrașcu, Lucreța Zaharia, care domnul să facă așa încălcări și procurorul să nu ia nicio măsură, domnule. Ce înseamnă asta? Eu nu am dreptul să știu adevărul. Corect, aveți tot dreptul să cunoaște. Păi avem, dar unde e, domnule? Conducerea, noua conducere, eu promis că va face ordine în țara asta, Republica Moldova. De ce nu este făcut? Corect vă puneți întrebarea noastră. De ce da. Nu este făcut până de acum? De ce cel puțin să mă primească în audiență? Nu! Pentru a lua probele și să-mi spună, domnule, uite, documentele astea, noi le considerăm obiective, sunt întocmite corect. Ei nu vor că acolo vede, cionchior vede că cum au fost furați banii. Și dacă ei fosta contabile, șefă, asta, Ecaterina Plahotni, și dacă ei contabil șefă, sau director al drum, Dima Artur, ce dreptul are el să ridice de pe contul meu banii? Dar ce motiv vă s-au spus? De ce, din ce motiv vă s-au extras banii de pe cont? Dar nu răspund, domn. Nu răspund. Nu răspund la aceasta. Și nici nu vor să vă primească ca să vă spună din ce motiv vă s-au luat banii. Da! Și cu atât mai mult, domnul, îmi dă un document contabil așa cu care mi-a furat banii, îmi dă mai mulți bani decât eu am avut. Mai mulți bani decât s-au avut. Este... asta nu-i rău. Nu-i rău, dar știți de ce e? Eu când m-am dus la dânsa, ies o făcură și tremura. Și ies o... știți, și mi-a dat... S-a pierdut. Da! Hoțul se vede corect, domnule. Da. Hoții se văd, domnule. Dar pe acolo cu ei n-ați putut să rezolvați această problemă. De ce ați ajuns astăzi aici și protestați aici în fața ministerului? Nu ați putut să rezolvați această întrebare cu cine? Pașnic, cu ei, nu știu, să domnule, vorbiți. Domnule, ei fug când mă văd pe mine, că mă duc la bancă, ei se ascund și nu vor să te iei de vorbă pe tema asta. Nu vor să te iei de vorbă. Nu, nici Ecaterina Plahotni, nici Dima Artur. Ați fost la bancă, ați vorbit? Da, da. Acum pe dânsa au văzut că eu au scris atâtea cereri, au luat-o de la Victoria Bank și au pus-o la Ieni, Exim Bank. Au pus-o director. Director. Da, închipuiți, hoții cum ajung la conducerea băncii. Nu-i de asta. Eu mătura Victoria Bank, eu mătura pe toți hoții ăștia. Dar ei, unul director la altă bancă, unul adjunctul la asta, ei au mâncat o bucăți de pâine împreună. Și în continuare banii nu vă s-au dat? Nu. Nu. Și nici nu vor să vă primească în audiență. Eu v-am spus. Eu am solicitat ca Procuratura Generală, Ministerul de Interne, să ia la control și să pornească o cauză penală pe ei. Să examineze în baza probelor. Înțeles. Nu în ceea ce spun eu. Dar dacă nu este probă, nu poți să dovedești, domnul. Dar eu am probe suficiente și incontestabile. Și iată aici este textul, stimați prieteni, iată uitați-vă acest domn. Eu treceam prin preajmă și am văzut cum domn protestează aici și s-a pus chiar să nopteze aici în fața ministerului. Și iată textul din ce motiv dumnealui protestează. Este o mare rușine pentru Republica Moldova că în Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul de Poliție Cahul sunt ofițeri de urmărire penală, corupți, cei mai corupți în dosarul penal cu numărul fabricat în comanda sub comisarul șef Alexei Orlov, șeful secției urmărire penală Victor Balacci, șeful adjunct Lida Golban, Marina Hodinitu, Leonte Artur, Dorin Racu, Dorin Cârjeu, Casian de Mihail și Croitorul Ion. La data de 28 mai 2021, cetățeanul Nazar Andrei Serghei, locuitor al satului Sărata Galbenă, raionul Hâncești, la comanda persoanelor sus numite, a făcut declarații mincinoase împotriva mea. Acest fapt a demonstrat prin raportul de expertiză judiciară efectuat de expertul Alexandru Ceban la data de 4.06.2021, numărul, orașul Cahul și așa mai departe. Raportul de expertiză judiciară. Doamna Ana Revenco, solicită domnul. Doamna ministru Ana Revenco, demisia comisarului șef Alexei Orlov, șeful secției urmărire penală Victor Balac, șeful adjunct Lida Golban și așa mai departe. Solicită pornirea urmăririi penale pe fosta contabilă Ecaterina Plahotni, director adjunct Dima Artur, fostul șef al
Băncii Comerciale Victoria Bank, Ghenade Șișanu, fostul secretar al Ambasadei Republicii Moldova în Republica Eliana Grecia, Tudor Vasilica, falsificat procura numărul 173 și așa mai departe. Solicit și așa mai departe. Iată, din motivul ăsta, prieteni, acest domn de la Cahul, să înțeleg că a venit să protesteze pentru că i s-au extras bani din cont și domnul dorește să aibă dreptate, să obține dreptate și legea să fie în capul mesei. Da. Corect. Și iată, uitați-vă, prieteni, el aici o să protesteze. Și protestează în continuare. Iată, avem un specific cu loc, cu calendar. Și iată, domnul, medicamente. Uitați-vă, domnul îmi spune că este invalid și a venit și cu medicamentele ca să protesteze aici. Și iată așa. Veniți să-l susțineți, cei care ne urmăriți, prieteni, veniți să-l susțineți. Să-l susținem împreună ca până la urmă să obțineți dreptate în ceea ce vă doresc dumneavoastră. Da. Și eu doresc să obțin dreptatea prin probele, care nu au fost examinate nici de un organ de urmărire. Și procurorul Republicii Moldova actual să ia la control plângerile mele, sute de plângeri, și să mă primească în audiență și să-mi dea răspuns la cele... la ceea ce eu invoc în plângerile mele, să fie examinate obiectiv, cât și doamna ministru Ana Rebencu, să mă primească în audiență și să-mi dea răspuns la probleme pe care eu aduc. Deci în conduce că toate acestea au fost făcute la comanda Departamentului Urmărire Penală Chișinău. Deci hoții chiar sunt ei. Și cum în conducerea ministerului să șadă plin, domnule, uitați-vă ce clădire bucșită de șef, de ofițeri. Ce fac ei dacă ei o audiență nu poate să examineze o cerere? Să dea răspuns. Eu nu cer să fiu favorizat în folos ceva meu. În baza probe să-mi dea răspuns. Nu am dreptate să-mi spui că nu am dreptate. În scris să-mi dea. Corect. Nu! Să spui că mor și om, să furam harburgea, poliția să-i găsească, de exemplu. Am înțeles, domnule. Noi vă susținem, vă dorim curaj, tărie de caracter. Mulțumim. O să urmărim și noi acest caz, ca să ne documentăm mai departe, să vedem dacă o să vă dea un răspuns cu acest caz sau nu. Eu să înțeleg că dumneavoastră o să protestați în continuare până nu o să vă obțineți dreptate. Da, nu plec de aici, indiferent ca ninge, ca ploua, așa am să stau, chiar dacă... cu moartea sunt gata aici să mor în fața ministerului. Iată așa, prieteni, oamenii noștri cu probleme, disperați, amărâți și sărăciți. Salutare încă o dată. La revedere, mulțumesc. Sănătate, eu revin și vorbim. Vă salut. Prieteni, uitați, eu treceam pe aici prin preajma Ministerului Afacerilor Interne și am văzut cum domn protestează. Și nu pot să fiu indiferent față de oamenii noștri, față de problemele cetățenilor noștri. Oamenii chinuiți, năcăjiți, amărâți, care domnul ăsta de la Cahul a venit, are o problemă, unde Moldova Groenbank și Victoria Bank i-au sustras de pe conturile lui 250.000 de lei și 13.000 de euro. Mi-a spus domnul și ați putut să urmăriți și dumneavoastră din ceea ce spune. Domnul cere o audiență la Ministra Afacerilor Interne ca să clarifice acest caz, să rezolve această problemă. Domnul are fapte probatorii, probe concrete, unde prezinte că i s-au sustras banii, că i s-au extras de pe conturi și cere o audiență la ministră să vorbească, să-i spună, să vadă din ce motive s-au extras și ce poate să ajute, cum poate să întoarcă banii și așa mai departe. Noi suntem alături de cetățeni, suntem alături de problemele oamenilor. Fiți și voi alături, veniți să-l susținem pe acest domn în problema care o are și poate prin sensibilizarea opiniei, prin aducerea la cunoștință a factorilor de decizie că este necesar, primar necesar ca să rezolve această problemă și să intervină în acest caz, eu cred că este de o importanță națională, pentru că toți cetățenii Republicii Moldova ne folosim de bănci, avem conturi în bănci, avem carduri și așa mai departe. Și trebuie să cunoască și să cunoaștem noi toți din ce motiv și de ce nu îl primește în audiență. Nu a venit cu
cu un răspuns concret. Domnul protestează aici, ați văzut că este în grevă aici în fața Ministerului Afacerilor Interne și va sta până la urmă, până nu va obține dreptate în cazul lui. Noi o să-l susținem, o să urmărim acest caz, o să fim alături de el și de toți cetățenii noștri. În zilele următoare o să avem o serie de activități, așa că vă îndemn să ne fiți alături, să distribuiți live-urile noastre, să fiți alături de noi, chiar dacă nu sunteți cu prezența fizică, dar să ne fiți alături online, să ne susțineți și de fiecare dată când vă vom prezenta o problemă, un adevăr sau un lucru bun care se întâmplă, pentru că sunt foarte multe lucruri care în continuare le vă vom arăta, le vom prezenta, care vă vom face cunoștință, să fiți alături de noi. Doamne ajută, eu mă duc mai departe să-l susțin pe acel domn, să vorbesc cu el, să văd până la urmă din ce cauză și să văd ce dovezi are, ce fapte probatorii are. Fiți alături de noi, distribuiți acest live, susțineți-ne în continuare. Cu Doamne ajută, eu vă salut, mulțumesc că ați fost într-un număr atât de mare alături de mine. Salutări tuturor!